începem de obicei cu rugăciunea, mai ales că cel despre care vorbim a fost un om rugător și chiar un promotor al misticii creștine. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărat Ceres, Îngăietorule, Duhul Adevărului, care pe mine ești și pe toate le împlinești, Vizierul Bunătăților și Dătătorul de Viață, vino și te sărăjește pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în al preasfințită Stăpâne binecuvântați. În noi este Dumnezeu cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ne-am adunat în această seară sub patronajul noastrului Părinte Arhiepiscop Teodosie, împreună cu oaspeți de la București, oaspeți din Dobrogea și din țară, pentru a audia o conferință, sper să nu fie pretențioasă denumirea, despre un personaj carismatic pentru cultura românească, pot să spun pentru cultura teologică românească, un foarte bun orator, un foarte bun ziarist, de marcă, care a influențat, care a avut legături și cu un curent, recent, pan-ortodox, să nu zic hinduism, să nu zic ortodoxism, Nichifor Crainic, care a avut un rol de seamă în cultura românească interbelică, dar și în perioada chiar a războiului, un rol care a marcat cultura teologică românească ortodoxă, fie la Chișinău, unde a fost profesor și despre care vom vorbi poate ulterior din Basarabia, domnului profesor în Constantin, ce înseamnă Basarabia pentru noi, și ulterior, cum am spus, la București. Mă refer la perioada din cel de-al doilea mondial, dar și înainte de 1940. Zbor Crainic a fost teolog ortodox, a făcut teologie la București. Nu era atunci cu curs de doctorat, oricum el a pregătit oameni care au devenit doctori, care au venit de mare valoare pentru cultura românească. Și a fost model pentru părintele Părintul Stăniloae, mă refer la acest curs de pacifică și mistică, pe care el a inițiat în învățământul teologic românesc în acea perioadă, perioada interbelică. Bun prieten și cu părintele Arsenie Boca, a fost un trio, putem spune, în perioada interbelică și chiar perioada anilor 40. O să spun până în 44, poate până în 47-48, când ne referim la legătura care a avut-o părintele Dumitru Stăniloae cu părintele Arsenie Boca, când s-a editat acea chirocalie care a rămas de marcă. Putem spune un curs practic de spiritualitate, un curs practic de ascetică și mistică pentru cultura teologică românească, pentru Biserica Ortodoxă Română, până în ziua noastră. De aceea vom avea șansa să ascultăm ceva anume despre Nichifor Crainic, din domnul, o să spun, domnul profesor Florin Duțu. El este cel care ne va prezenta această conferință. Doctorant la București, într-un domeniu foarte apropiat, tot istoria Bisericii Ortodoxe Române, face un doctorat tot despre acești trei titani și mai ales despre părintele Dumitru Stăniloae. Sub ocrotirea, sub coordonarea domnului părintelui profesor Săușan. Ce pot să spun? Dânsul a studiat la sursă. Deci nu vine cu povești din amintiri sau știu de unde adunate. A studiat la arhivele Mitropoliei din Sibiu, la arhivele Sfântului Sinod, la arhivele CNSAS, la arhive din alte centre eparhiale din țară și nu puține la număr. A avut contacte cu familia domnului profesor Nichifor Crainic, care nu mai este printre noi. Am fost de curând, ca paranteză, chiar la mormântul dânsului cu parohul de la biserica noastră, Sfânta Maria, Patriarhul Miron se numește parohia aceea, chiar la mormântul care se află în partea de nord-nord-est a cimitirului Sfânta Vineri. Puțin știu că acolo este mormântul acestei figuri academice, figuri de prima mână,
pentru cultura românească din perioada interbelică și a anilor 40 anilor de război. Putem spune că Nichifor Crainic, alături de alți mari gânditori ai vremii, au marcat învățământul teologic românesc, au marcat cultura românească ca român și ca ortodox. Repet, ca român și ca ortodox. A dus acest duh al ortodoxiei și al românismului dincolo de România, fie în Germania, fie în Italia, fie în Austria. El a fost și doctor honoris causa. Probabil că a avut primul titlu de doctor honoris causa la Universitatea din Viena, chiar în 1940. A fost și ministru, acum mă rog, nu-i spunem unele și altele, frute și nefrute, a fost ministrul propagandei în anii aceia, de sfârșit de sfârșitul anilor 30 și începutul anilor 40. Dar nu s-a implicat, așa cum zic unii, în mișcări extremiste. Nu a afectat, într-un anume fel, să zicem, imaginea ortodoxiei sau imaginea neamului românesc prin ce a făcut el pentru cultură și poate chiar pentru politica din acea vreme. De aceea vom avea ocazia, în seara aceasta, de la un tânăr care este foarte priceput în a analiza, a cerceta, a se documenta în izvoarele acestea primare, izvoarele care se găsesc rar, dar se găsesc dacă le cauți și le cercetezi, și afli lucruri deosebite, minunate pot să spun, o să ne ofere câte ceva din evoluția vieții, o viață foarte frământată, acest primare gânditor care a marcat cultura românească și teologia românească în acest timp, de la mijlocul secolului 20. Ce pot să spun și cu asta termin, partea ultima a vieții a fost plină de dramatism. El a fost arestat în 1947, după 3 ani de pribegie, de ascuns de aici pe Colea, mai ales prin Transilvania, arestat. I s-a promis libertatea, dar s-a ales cu pușcăria pentru 15 ani, 1947-1932, 15 ani de temniță grea, în care a trăit cele mai dramatice clipe din viața sa. După aceea, după 1932, au fost alți ani de urmărire, de monitorizare, dacă putem spune așa, termenul ăsta modern, folosit des astăzi, pe organele specifice vremii. Și, mă rog, s-a sfârșit cu zilele în 1972, la 20 august, cum am spus. Ce interesant, că la 100 de ani, când toți se gândeau la Revoluția de la București, din țară, din România, dacă putem să-i spunem Revoluție, în acel an, în acea zi, se împlineau 100 de ani de la nașterea Marelui Gânditor și mărturisitor, o să spună domnul profesor Florin Duțu, de ce, pentru biserica noastră pe neamul românesc, domnul academician profesor Nichifor Crainic. Domnul profesor, vă rog.